Hristos a înviat și bun venit la emisiunea Teologia în Actualitate. Sărbătoarea învierii Domnului Iisus Hristos a trecut, dar adevărul despre înviere rămâne pentru noi ca o piatră de temelie a credinței și practicii noastre. Foarte interesant că în această perioadă în care în creștinism am sărbătorit învierea Domnului Iisus Hristos, în islam sau islamul a sărbătorit Ramadanul, a avut perioada de Ramadan. Deci, seara aceasta aș dori să vorbim despre învierea lui Iisus Hristos în creștinism și în islam. Invitat pentru emisiunea noastră este domnul Mihai Malancea, prim prorector la Universitatea Divizia Grația din Chișinău și profesor, lector universitar la Facultatea de Teologie Baptistă din București. Vă spun bună seara, bine ați venit la emisiunea noastră. Hristos a înviat, bună seara și mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în seara aceasta. Frații noștri de peste Prut au sărbătorit și dânsi învierea Domnului Iisus Hristos în aceeași perioadă în care și noi în România am sărbătorit-o. Ar vrea să plecăm în discuția noastră de la această sărbătoare, această perioadă a Ramadanului și aș vrea să vă întreb, ca unul care a studiat despre islam, a scris articole și cărți pe tema islamului, ce este Ramadanul și care este scopul Ramadanului? Ramadanul este una dintre cele 5 practici ale musulmanilor care trebuie efectuate obligatoriu. În islam există 5 practici. Este mărturisirea de credință sau shahadaua, cum se spune. De asemenea, este rugăciunea de 5 ori, efectuată de 5 ori, din zor până seara. Apoi este zachiatul sau dărnicia pe care o fac musulmanii de 2, 3 și 5 procente din venit. Este pelerinajul la Mecca și Ramadanul. Este o lună de post când musulmanii, începând cu zorii zilei până în seară, nu mănâncă nimic și mănâncă doar noaptea. De asemenea, Ramadanul sărbătorește și pogorârea Coranului sau descoperirea revelației coranice prin profetul Mohamed. E o sărbătoare a solidarității, e o sărbătoare unde cel sărac simte cu cel bogat simte cu cel sărac, se fac tot felul de daruri, se aduc tot felul de jertfe care încearcă să creeze această solidaritate și oamenii prin care oamenii să devină mai buni, mai evlavioși și așa mai departe. Deci, într-un fel, este o perioadă de post. Foarte curios, de ce totuși mănâncă noaptea și de ce nu mănâncă ziua? Adică e foarte interesant practica aceasta care este asociată sărbătorii Ramadanului. Vedeți, sărbătoarea Ramadanului e o lună de zile. Ea a început în 12 aprilie anul acesta și va încheia mâine, în ziua de 12 mai. De aia ar fi imposibil de sărbătorit un post negru și ziua și noaptea. Deci asta ar fi ceva excepțional. Prin urmare, asta este tradiția islamică care o păstrează de la profetul Mohamed, când ziua postesc și seara mănâncă. De asemenea, e o anumită oră stabilită. Dacă nu există o oră, un ceas, nu e disponibil, atunci musulmanii vor lua un fir de păr, îl vor pune în zare și la momentul în care încep să discearnă firul de păr în zare, atunci începe Ramadanul. Și la momentul când nu mai pot discerne firul de păr, atunci se încheie ziua postului și ei pot să mănânce noaptea. Nu există o teorie sau o teologie specială legată de ce se mănâncă noaptea. Problema este una sau este următoarea, că nu mănâncă o perioadă îndelungată. Prin urmare, această perioadă îndelungată trebuie compensată cumva și e compensată pe timpul nopții.
De la discuția despre Ramadan și sărbătoarea aceasta, aș vrea să ne apropiem puțin de islam și paralela aceasta dintre creștinism și islam, și aș vrea să vorbim puțin despre înviere, învierea trupului. Și noi ca și creștini înțelegem ceea ce spune Biblia despre învierea trupului, dar cum este văzută învierea trupului în Coran, în islam? În islam, învierea trupului este, joacă un rol important. Există și o doctrină a zilei judecății și, conform învățăturii islamice, toată lumea va învia, ca apoi să steie în fața lui Dumnezeu. De fapt, învierea va fi la momentul în care se va întoarce Iisus Hristos. Se va întoarce pe pământ, El va învia mai întâi pe creștini și, conform învățăturii islamice, Iisus va converti pe creștini la islam, după care urmează o altă perioadă, urmează o perioadă în care Iisus va face o alianță cu Mahdi, un conducător al islamului, după care vor merge împreună împotriva lui Antichrist, pentru că acesta este scopul venirii lui Iisus, și după ce vor fi înviat toți creștinii, ei vor accepta islamul și după aceea urmează alte câteva evenimente istorice importante, evenimente escatologice importante despre care vorbește islamul. Deci învierea trupului este prezentă în islam și, după cum ne-a spus, ea este chiar asociată cu Iisus Hristos și cu această întoarcere a Domnului Iisus Hristos. Va fi o înviere a trupului sau va fi doar o înviere și o ridicare a spiritului în această întoarcere a lui Hristos? Islamul vorbește despre învierea trupului și este literalmente învierea trupului, nu se vorbește despre o înviere spirituală, o înviere în duh, nu discută despre aceasta islamul. Vorbește literalmente despre învierea trupului, care va fi asociată cu întoarcerea lui Iisus, care nu a murit, cu întoarcerea lui pe pământ. Dar este o înviere a trupului, literalmente. Foarte ceea ce a spus ne arată că, într-un fel, ne duce spre o învățătură din islam, și anume că Iisus Hristos nu a experimentat o moarte reală, ci El doar s-a mutat de pe pământul acesta. E adevărat aspectul acesta? Da, deci conform Coranului, Coranul nu vorbește mult despre moartea asta, nu vorbește despre moartea lui Iisus. Moartea lui Iisus apare ca o aparență în Coran. E un singur pasaj, sura 4, versetele 157-158, unde se vorbește că li s-a părut că au răstignit pe Mesia, dar de fapt aceasta este o aparență. Mesia a fost, Iisus a fost înălțat la cer înainte de a fi răstignit. Prin urmare, în locul lui Iisus a fost răstignită altă persoană. În anumite versiuni care apar doar mai târziu în islam, în secolul al XIII-lea și al XIV-lea, se spune că a fost răstignit Simon din Cirena. El a făcut-o de bunăvoie. Zice că în loc ca să moară un profet al lui Dumnezeu, cum era Iisus, după cum vorbește Coranul, atunci Simon din Cirena s-a oferit să moară pe cruce voluntar. O altă sursă vorbește că, de fapt, pe cruce a fost răstignit unul dintre ucenicii săi și acest ucenic s-a împotrivit la început, dar pe urmă a fost prins și răstignit. Acest ucenic este Iuda.
De fapt, asta și asta este versiunea susținută de mai multe grupări islamice. Dacă ar fi să ne mutăm de la învierea trupului, cum este văzută ea în islam, aș vrea să vă întreb dacă Coranul amintește cumva despre învierea Domnului Iisus Hristos și ce spune, de fapt, Coranul despre învierea lui Iisus Hristos. Deci, când vorbim despre islam, trebuie să ținem cont de două lucruri. Este partea Coranului sau primul lucru este Coranul, care se consideră partea revelată de Dumnezeu, și apoi a doua parte sunt hadisurile sau spusele profetului Mohamed, care e o parte practică a celor revelate de Dumnezeu și trăite de Mohamed. Dar perioada aceasta este una foarte confuză. Musulmanii zic că Iisus nu a murit. Singura indicație pe care o găsim în Coran, în capitolul 4, este că musulmanii s-au interesat și au întrebat pe evrei dacă ei l-au omorât pe Mesia. Și evreii au spus, noi nu l-am omorât. E o idee obișnuită. Nu evreii au executat moartea Domnului Iisus Hristos. De aceea, musulmanii au venit și cu un răspuns, zice, degeaba creștinii învinuiesc pe evrei că l-au omorât pe Iisus, pentru că aceasta era discuția în partea de răsărită a bisericii în secolul al VI-lea, al VII-lea, și noi am întrebat pe evrei, evrei au spus că nu l-au omorât, deci Mesia nu poate să fie omorât și nu a fost omorât. Dimpotrivă, Dumnezeu l-a ridicat la cer. Pentru că Dumnezeu nu poate să procedeze în felul acesta cu un profet. Refuzând moartea Domnului Iisus, musulmanii aici merg, susțin trei principii sau încalcă, sunt trei abateri concrete care corespund învățăturii islamice. În primul rând, musulmanii renunță sau resping ideea evenimentului istoric, că Iisus a fost răstignit. Ei neagă acest lucru și spun că am întrebat evreii și evreii spun că nu au făcut acest lucru. Al doilea este un răspuns moral. Există în islam o doctrină, doctrina profeților. Doctrina profeților joacă un rol extraordinar de important în islam și conform învățăturii islamice, Dumnezeu nu poate proceda așa cu un profet. Fiecare profet în islam trebuie să-și încheie viața, misiunea lui pe acest pământ în mod victorios. Sau, dacă am putea să spunem în mod figurativ, pe cal alb, cu victorie. De aceea Dumnezeu nu putea să îngăduie acest lucru. Prin urmare, se pare că islamul găsește o învinuire asupra lui Iisus, că Iisus a crezut Fiul lui Dumnezeu, și atunci trebuia să fie pedepsit prin răstignire. Dar înainte de răstignire, Iisus și-a cerut iertare de la Dumnezeu și atunci Dumnezeu l-a iertat și l-a înălțat la cer. Aceasta este părerea Coranului și a teologiei islamului despre Iisus Hristos aici. A treia respingere pe care o face Coranul este legată de necesitatea salvării. Musulmanii spun în felul următor, fiecare om este pe cont propriu în ceea ce privește salvarea sufletului său sau salvarea sa personală. Și dacă este pe cont propriu, nu avem nevoie de un salvator, nu avem nevoie de salvare. Prin urmare, e un refuz doctrinar. Atât timp cât nu avem nevoie de un salvator și salvare, nu este necesar să moară cineva în locul altuia. Aceasta este sublinierea pe care o face Coranul și doctrina despre Iisus, Fiul Mariei, în islam. Deci Coranul nu susține învierea Domnului Iisus Hristos pentru că nu putea să existe înviere dacă n-a existat moartea, dacă înțeleg bine. Exact. Deci cu vehemență islamul respinge moartea lui Iisus Hristos,
chiar dacă sunt datele istorice, sunt atâtea referințe la aceasta, sunt referințe interne, mă refer aici la ucenicii Domnului Iisus care au scris Evangheliile, care sunt cele mai importante, de asemenea sunt referințe venite din partea adversarilor sau cei care au fost împotriva lui Iisus, care au cauzat moartea lui în timpul vieții lui pe acest pământ, mă refer la evrei, și despre aceasta a scris Iosif Flavius în Războiul Iudaic, în cărțile pe care le face, la care face referință el. De asemenea, despre asta au scris mai târziu scriitorii romani, care fac referință și încadrează moartea Domnului Iisus într-o perioadă exactă, în perioada lui Tiberiu August, când în provincia Palestinei și Siriei era guvernator Ponțiu Pilat. Deci, dar musulmanii neagă aceste date istorice în baza faptului că au întrebat pe evrei și evrei au spus că Hristos, că ei nu l-au răstignit pe Hristos. Într-un fel, poate evreii au dreptate să... Romanii l-au răstignit pe Hristos și ei cumva au fost absolviți de vina aceasta sau auto-absolvit de vina aceasta. Dacă aveam o întrebare aici legat dacă există o diferență între modul în care Biblia și Coranul văd învierea, dar odată ce în Coran nu avem învierea, cred că ne rămâne doar mărturia Scripturii legat de învierea Domnului Iisus Hristos. Dacă vreți să spuneți, poate că observația mea nu e corectă, dacă vreți să ne spuneți aici, există anumite diferențe, nu? Sau accente în Coran și diferențe față de ceea ce spune Sfânta Scriptură? Aș vrea să fac o rectificare aici. Coranul vorbește despre înviere. Coranul nu vorbește despre moartea lui Iisus, dar vorbește despre înviere. Mai mult decât atât, în Coran, în mod profetic, se vorbește despre nașterea, viața, moartea și învierea lui Iisus. Este în sura 4, în sura 3, versetele 54, apoi versetele 48 la 55, se face o prorocie despre Iisus care s-a născut, va trăi, va muri și apoi se va învia. Numai că acest verset, acest pasaj nu este comentat de către teologii musulmani și nu îi se dă nicio valoare. Mai mult decât atât, ei vorbesc despre învierea trupului, vorbesc despre înviere, în Coran se vorbește despre înviere, dar ceea ce se neagă în Coran cu vehemență este moartea lui Iisus. Și aceasta este susținută de musulmani. De aceea, pe de o parte, apar anumite tangențe despre înviere, dar pe de altă parte, Coranul și teologia islamică la capitolul învierii este una foarte vagă. Nu vom găsi prea multe explicații despre înviere, cum exact se va petrece, așa cum găsim scris în epistolele lui Pavel sau cum găsim scris în Evanghelii din spusele Domnului Iisus Hristos. Deci, Evangheliile au o relatare mult mai detaliată cu privire la înviere. Epistolele Apostolului Pavel iarăși au o doctrină și explică această învățătură cu privire la învierea lui Hristos. În schimb, Coranul nu detaliază, dar păstrează totuși aceste evenimente majore din viața Mântuitorului, le păstrează ca și succesiuni care au avut loc în viața profetului, în înțelegerea islamului, profetului Iisus, și anume nașterea, moartea și învierea. Sunt prezentate exact în această ordine, dacă am înțeles bine, succesiunea vieții Mântuitorului. Exact. Vedeți, islamul subliniază nașterea din Fecioara a Domnului Iisus. Deci
Subliniază nașterea din Fecioara Domnului Iisus, de asemenea subliniază viața lui, mai mult decât atât, Coranul, și face de câteva ori referință la câteva evanghelii apocrife, în mod special la Evanghelia apocrifă scrisă de Barnaba, așa se numește Evanghelia după Barnaba, unde Iisus a vorbit din fașă. În anumite comentarii care apar în secolul 13 și 14, există o idee așa mai subtilă cumva că Iisus a vorbit Mariei chiar din pântecele mamei sale, deci s-a născut din Fecioara Marie, a trăit ca om sfânt, a făcut minuni, a creat chiar niște păsări din lut pe care a suflat în ele și păsările au zburat, a înviat un mort, a deschis ochii unui orb, descrie mai multe minuni în Coran făcute de Domnul Iisus. Dar ceea ce neagă ei, neagă moartea și răstignirea lui pe cruce, care devine un punct principal în creștinism. Aspect care ne face să diferim sau face creștinismul atât de diferit de islam. Coran, aș vrea să vă întreb dacă face Coranul referire la moartea lui Mohamed și dacă face referire cumva la posibila înviere a lui Mohamed, ce ni se spune despre Mohamed și despre aceste două aspecte, moarte și posibila anunțare a învierii, cum stau ele în Coran? Despre moartea lui Mohamed este mai puțin scris în Coran, dar este scris în hadisuri sau în spusele lui și în istoria islamului. De fapt, musulmanii nu neagă aceasta. Mormântul lui Mohamed este în Medina, orașul de fapt în care a fost stabilit islamul, din care proveneau, conform istoriei islamice, proveneau și bunicii sau străbunicii lui Mohamed. Dar aici apare o situație foarte interesantă. Deci Mohamed va învia și el. Mai mult decât atât, la venirea lui Iisus, Iisus mai întâi va trebui să treacă prin experiența morții. La venirea lui mai întâi va converti pe toți creștinii la islam, după care împreună cu liderul islamic vor merge împotriva lui Antichrist, ca să lupte împotriva lui Antichrist, să-l nimicească, după care este scrisă și vârsta, că Iisus se va găsi 40 de ani pe pământ, se va căsători, va avea copii, va muri după aceea, va fi mormântat alături de Mohamed și apoi despre învierea viitoare. Învierea viitoare este o altă perioadă escatologică foarte vagă despre care vorbește teologia islamică. Aici aș mai vrea să fac o remarcă importantă. Trebuie să reținem faptul că teologia islamică, însăși istoria profetului Mohamed, nu a fost scrisă imediat după moartea lui. Prima istorie care apare scrisă despre Mohamed este o istorie scrisă cam peste 200 de ani de la nașterea profetului. Și anumite date pot fi reinterpretate sau au mai multe interpretări. Prin urmare, acestea sunt câteva elemente care sunt evidențiate în Coran, sunt evidențiate în hadisuri și hadisurile, pentru cunoașterea ascultătorilor, hadisurile de fapt se împart în câteva categorii. Sunt hadisuri sigure, hadisuri care veridice într-un fel, hadisuri mai puțin veridice și hadisurile slabe. Dintre hadisurile sigure se
consideră hadisurile care iarăși ele au fost adunate peste 200 de ani după viața profetului Muhammed, ele au fost strânse de mai mulți colectori sau colecționari de hadisuri, de spuse aceste ale lui Muhammed și după ce au fost cules, au fost adunate în anumite cărți, sunt în jur de 10.000 de hadisuri care se consideră hadisuri puternice sau hadisuri sigure. Baza siguranței lor este în rețeaua transmiterii. Dacă un hadis a fost transmis de o persoană care se, numele căreia poate fi numit sigur și se poate face transmisia de la, de la persoana care a scris, de exemplu, Al-Muslim a scris, a colectat un set de hadisuri, Al-Buhari și ei, dacă pot să deie lanțul de la el până la profetul Mohamed, înseamnă că acest hadis este unul sigur. Dacă undeva apare o îndoială că acest hadis a fost transmis fie prin Ali, fie prin Usman sau altă persoană, Zaid sau altcineva, înseamnă că este un hadis slab, pentru că rețeaua de transmitere are o verigă slabă în ea. Și în baza acestor lucruri, în baza acestui mecanism, sunt luate în considerație care sunt hadisurile corecte, care sunt hadisurile puternice și care sunt hadisurile slabe. Dar, în general, teologia nu se formează doar în baza celor scrise în Coran, ci se formează și în baza hadisurilor puternice sau hadisurilor sigure la care fac referință musulmani. Deci, Coranul menționează despre învierea lui Mohamed, menționează aceasta ca un act care va avea loc la venirea lui Hristos, dacă înțeleg bine, și această înviere este mai mult pentru cumva unificarea dintre creștinism și islam, o unificare care de fapt nu va fi în realitate o unificare, ci o transformare a creștinismului, o convertire a creștinismului într-o învățătură islamică. Dacă am înțeles bine, aici plasăm învierea lui Mohamed. Aici trebuie să mai fac o rectificare. Da, ați înțeles perfect că până la urmă toată lumea trebuie să devină musulmană. Asta este misiunea musulmanilor. Să întoarcă pe toți la credința primară. Conform învățăturii islamice, islamul este prima credință pe care a respectat-o încă Adam. La momentul în care Adam a fost creat, islamul vorbește despre paradis nu ca un loc care nu a avut loc aici pe pământ. Paradisul a fost undeva în spațiu. Nu este descris exact locul paradisului. Dar la momentul în care Dumnezeu l-a creat pe Adam și Eva, și Adam și Eva au păcătuit împotriva lui Dumnezeu, mâncând din pomul cunoștinței binelui și răului sau din pomul interzis, zice în Coran, atunci, conform Coranului, sura numărul 7, Mohamed a mers la Dumnezeu și a cerut iertare, Dumnezeu l-a iertat și după ce l-a iertat, Dumnezeu l-a făcut califul său, trimițându-l pe pământ să predice oamenilor islamul. Prin urmare, islamul este prima religie care a apărut pe pământ. După care,
celelalte religii monoteiste care mai târziu s-au dezvoltat, iudaismul și apoi creștinismul, la început în esența lor au fost o extensie a islamului, dar pe parcursul istoriei au fost compromise și din cauza compromisurilor atunci a apărut din nou, a venit o nouă revelație prin Mohamed ca să corecteze abaterile iudeilor și abaterile creștinilor. Prin urmare, misiunea musulmanilor este ca toată lumea să devină musulmană, să se întoarcă la calea care este islam. Islam se mai traduce ca și cale. În înțelesul cuvântului, termenul este cale, este pace pe de altă parte, are mai multe semnificații, dar este într-un fel numită calea păcii. Deci, toate celelalte religii trebuie să se întoarcă la islam, inclusiv creștinismul, iudaismul și în faza finală, învierea tuturor va avea loc atunci când de fapt și creștinii mai întâi vor accepta islamul. E de fapt o întoarcere la religia originală care după teoria islamului este însuși islam. Deci aceasta explică de ce obiectivul de a deveni toți o singură religie, anume islamică, de a deveni toți sub o singură învățătură, este explicată de către islam prin primatul pe care ei îl au în succesiunea religiilor din această lume. Foarte interesant legat de ceea ce ne-a spus și faptul că într-un fel chiar această înviere a lui Mohamed se justifică, din câte înțeleg, se justifică tocmai prin această convertire, transformare, aducerea tuturor sub aceeași religie, religia islamului. Aș vrea să vă întreb legat acum de înviere și de învierea Domnului Iisus Hristos, care, așa cum am spus, e amintită destul de vag în Coran. În schimb, Scriptura face multe referințe la înviere, atât din punct de vedere istoric, cât și ca o experiență spirituală pe care fiecare om ar trebui să o aibă, să moară împreună cu Hristos, să învie împreună cu Hristos, adică să intre într-o viață nouă. Aș vrea să vă întreb ce implicații are pentru autenticitatea creștinismului faptul că învierea Domnului Iisus Hristos a fost una autentică și autenticitatea acestei învieri a fost susținută de dovezile interne și externe, cum a spus. Ce implicație are faptul că o înviere autentică dă autenticitate și creștinismului? Cum sunt văzute aceste două aspecte dacă le punem în relație una cu alta? Vedeți, asta este învățătura creștină. Învierea este legată de răscumpărarea din păcat și e o întoarcere la creația primordială. E o întoarcere la ceea ce a intenționat Dumnezeu să facă la început. În grădina Eden, Dumnezeu a intenționat să creeze o comunitate a iubirii, o comunitate a iubitorilor. Omul care prin neascultare s-a îndepărtat de Dumnezeu și a intrat, a păcătuit, a moștenit păcatul și în felul acesta a fost izgonit din grădina Eden. De aceea, învățătura Sfintelor Scripturi despre cădere este diferită. Omul nu s-a cerut iertare de la Dumnezeu, ci omul s-a ascuns de Dumnezeu, după care omul primește promisiunea din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu ia inițiativa aceasta că așa cum a fost un eveniment al căderii în grădina Eden,
Așa va fi un eveniment al răscumpărării prin jertfa Domnului Iisus Hristos, despre care vorbește în Geneza 3 cu 15. Prin sămânța femeii va veni răscumpărătorul. Și în creștinism nu putem să dezlegăm sau să separăm învierea Domnului Iisus Hristos de moartea și semnificația morții Lui. Hristos a murit pentru păcatele omenirii, pentru păcatele noastre, ca apoi noi să înviem prin credința în El, și învierea Lui autentică face o schimbare profundă în natura ființei noastre, pentru că El s-a identificat cu ființa noastră, s-a identificat cu omul. De aceea, în creștinism, învierea nu poate fi separată de moartea prin răstignirea Domnului Iisus Hristos, care, de fapt, completează evenimentul din Eden prin succesiune. Adică dacă în Eden s-a produs căderea, prin răstignire Domnul Iisus Hristos întoarce înapoi omenirea prin credință la Dumnezeu. Și învierea noastră, învierea Domnului Iisus Hristos, cum spune Apostolul Pavel în Corinteni, capitolul 15, este pârga sau este primul rod. Prin credința în El, prin învierea Lui autentică, noi înțelegem că la învierea de morți vom primi trupuri proslăvite, așa cum vorbește Sfântul Apostol Pavel, și de fapt un trup proslăvit asemănător trupului Domnului Iisus Hristos după înviere. E atât de frumos, acest adevăr al învierii Domnului Iisus Hristos și aprecierea noastră se arată și față de faptul că însuși cărțile extra canonice, să le spunem noi așa, cum este din punctul nostru de vedere Coranul, am putea să o numim ca o carte extra, o carte fundamentală cu siguranță pentru religia islamică, amintește despre învierea Domnului Iisus Hristos, fapt care nu poate să fie negat de inclusiv de islam, nu poate fi negat aspectul acesta al învierii. Cum a spus, acest adevăr este unul fundamental, este unul integrat. Moartea și învierea sunt împreună importante pentru rezolvarea problemelor noastre universale, și anume faptul că omul este păcătos și păcatul acesta l-a separat de Dumnezeu. Adevăruri foarte importante, extraordinare. Dacă ar fi să concluzionăm puțin legat de conceptul acesta al învierii trupului, învierii lui Hristos, ce concluzie am putea trage uitându-ne din această perspectivă comparativă la cele două religii monoteiste, islamul și creștinismul? Aș începe mai întâi să fac iarăși o referință la ceea ce spune Coranul și la ceea ce spun teologia islamică legată de înviere. Există doctrina care se numește judecata de apoi, și după aceea este învierea. Dar în Coran și în doctrina islamică nu se dă niște directive clare sau nu se face o explicație clară aici. Mai mult decât atât, reflecția spre viitor după înviere seamănă mai mult cu o continuitate a vieții și plăcerii de pe acest pământ. Aspect care nu se aseamănă cu rezultatul după înviere a ceea ce descrim în Sfânta Scriptură. Și apoi a spune următorul lucru. Impactul învierii Domnului Iisus Hristos este unul triumfător și foarte puternic chiar în viața aceasta. Vedeți, dacă citim cu atenție ceea ce spune Apostolul Pavel, el zice Hristos a înviat după Scripturi. Scriptura a prorocit despre învierea Lui. Apoi, o parte din oameni care nu au crezut în El, au crezut după ce L-au văzut înviat. Și unul dintre ei a fost și Pavel. Aceasta transformare s-a întâmplat și cu viața
fraților lui Isus. E vorba de Iuda, e vorba de Iacov, care l-au cunoscut după învierea sa. De aceea, impactul învierii este unul extraordinar. Mai mult decât atât, învierea în Noul Testament, în Evanghelii și în epistolele canonice pe care le citim, descriu despre înviere ca o speranță escatologică. Învierea este partea Evangheliei. Noi nu putem să separăm Evanghelia Domnului Iisus Hristos de moarte, înviere și de speranța escatologică pe care urmează să o experimentăm. Evenimentul final al experienței de pe acest pământ, care va avea loc odată cu trecerea noastră de pe acest pământ. Prin urmare, în creștinism, învierea e și o speranță escatologică, despre care, citind în Apocalipsa, că Dumnezeu va șterge orice lacrimă, Dumnezeu va fi împreună cu poporul său. E descrisă această atmosferă triumfătoare, această atmosferă plină de lumină, plină de viață, plină de bucurie, care va urma așa cum scrie în Sfânta Scriptură. Aspect care lipsește sau este foarte vag în teologia islamică. Ceea ce și face diferența dintre creștinism și islam. Mai mult decât atât, în islam nu există o siguranță. Vedeți, nici în Coran, nici în hadisuri nu se dă o garanție precum că profetul Mohamed este în paradis sau va ajunge în paradis, că musulmanii vor fi cu siguranță în paradis. Aici apare o lecție foarte interesantă, dar în același timp foarte dură, despre atitudinea lui Dumnezeu față, sau atitudinea lui Allah față de musulmani, față de oameni. Dumnezeu decide în mod arbitrar salvarea oamenilor. Deci nu depinde de ascultare sau de transformarea care a avut loc prin cunoașterea lui Dumnezeu pe acest pământ ca să ajungi la siguranță. Vedeți, Sfânta Scriptură spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ca apoi Apostolul Pavel să adauge: prin mărturisirea cu gura și prin credința din inimă că Dumnezeu l-a înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos, vei fi mântuit. Ceea ce în islam nu apare în islam. Aspect care, de fapt, mai mult decât atât, spune că islamul trebuie să, musulmanii trebuie să treacă printr-o perioadă de probă. Există chiar în Coran o anumită reflecție la ideea că ar trebui să treacă chiar prin chinuri, prin dureri, ca apoi, dacă va fi posibil, Dumnezeu să-i treacă de acolo, dintr-un loc al durerii, în locul sau într-un paradis. Deci aceasta face diferența dintre creștinism și islam. În timp ce ideea creștină încheie cu o speranță escatologică bazată pe siguranța mântuirii care vine prin credința în Domnul Iisus Hristos, islamul merge pe o variantă a voii absolut arbitrare a lui Allah, care va decide la un moment anume soarta unui musulman devotat și a unui musulman mai puțin devotat. Deci, cu alte cuvinte, totul depinde de această voință și prin această învățătură toată strădania noastră sau strădania unui membru al acestei religii islamice, a unui musulman, este ca să câștige cumva bunăvoința și voința celui care ar putea să decidă soarta lui, dar în ultimă instanță nici acest lucru nu este sigur, pentru că această introducere a relativismului
în practica islamică creează cumva și învățătura și practica islamică creează cumva o nesiguranță. Pentru noi Hristos este și învierea lui Iisus Hristos oferă siguranță și, cum spuneați, și o speranță viitoare, o rezolvare a problemelor noastre curente, spirituale curente, care vin din păcătuirea directă față împotriva lui Dumnezeu și din consecințele păcatelor noastre, dar în același timp ne oferă și o speranță viitoare. Mulțumim mult pentru că ați subliniat aceste lucruri și cred că au fost extraordinar de importante pentru noi să înțelegem această diferență între modul în care învățăturile creștinismului sau învățătura creștinismului și cea a islamului se poziționează față de învierea Domnului Iisus Hristos. Știu că ați scris și o carte despre aspectele misionare în lumea islamică. Dacă vreți să ne spuneți în încheiere puțin și despre această carte care privesc studiul pe care l-ați făcut, unul dintre studiile pe care le-ați făcut vis-a-vis de islam. Cartea se numește O paradigmă a misiunii creștine în Asia Centrală post-sovietică. Este de fapt o abordare cum să ducem vestea bună la musulmani. De fapt, unul dintre cele mai frumoase aspecte pe care aș vrea să-l accentuez este momentul în care un musulman se întoarce și îl cunoaște pe Domnul Iisus, cunoaște salvarea, mântuirea prin credință în Domnul Iisus. E o eliberare de povara vieții, e o eliberare de păcate, e o eliberare și o siguranță care, siguranța care se naște în viața lor. În cartea respectivă, vin cu câteva contribuții pentru misiunea creștină printre musulmani, care poate fi folosită atât în lumea creștină din vest, unde avem musulmani, cât și în lumea islamică, mergând ca misionari în țările musulmane. Pentru că Basarabia a fost ocupată de Uniunea Sovietică și Dumnezeu a folosit această, să zic așa, perioada istorică negativă din poporul nostru, a folosit-o într-un mod miraculos ca să folosească românii din Basarabia să lucreze la această paradigmă și acum să ducă Evanghelia în mai multe țări, cum ar fi Uzbekistanul, Tajikistanul, Kârgâstanul, Azerbaijanul, Turkmenistanul și așa mai departe. Țări care sunt declarate de religie islamică. În cartea respectivă descriu ce înseamnă o paradigmă de misiune, care sunt principiile după care funcționează o paradigmă misionară. În capitolul 2 mă refer la câteva principii fundamentale prin care trebuie să discutăm sau baza cărora trebuie să discutăm cu musulmanii și să discutăm aceste întrebări care am discutat și astăzi despre iertare, despre înviere, despre speranța vieții veșnice, pentru că și musulmanii speră ca și noi să ajungă în paradis, dar de multe ori sunt blocați de propria lor teologie. Și în capitolul 2 descriu 5 capitole. Este capitolul despre un capitol despre Dumnezeu, un alt capitol sau un alt principiu este despre revelație, vorbesc despre revelație, cum s-a revelat Dumnezeu în creștinism și cum s-a revelat Dumnezeu în islam. De asemenea, vorbesc despre cărțile sfinte, care este istoria Coranului. De asemenea, în al patrulea principiu este, vorbesc despre Domnul Iisus, cum este văzut Iisus în Coran și în creștinism. Și al cincilea principiu fundamental este mântuirea sau salvarea. Islamul nu are doctrina salvării, ci doar o are indirect. Este implicită, dar nu este directă, reflectată prin învățătura islamică sau prin Coran.
Apoi, în capitolul 3, discut despre mai multe feluri de musulmani, despre suniți, despre șiiți, despre islamii fundamentali, musulmanii fundamentaliști. De asemenea, discut despre musulmanii sufiști, unde, prin anumite metode, putem să-i câștigăm și să-i aducem vestea bună, pentru că vestea bună este pentru toți, și pentru musulmani, și pentru cei care s-au născut în țările creștine, și pentru hinduși, și pentru budiști, și pentru confuționiști, și pentru toți. De asemenea, vorbești despre contextualizare. Ce fel de abordare trebuie să practicăm, sau ce abordare să aplicăm ca misiunea creștină să fie ca o veste bună pentru musulmani. În capitolul 4 descriu principiile acestei paradigme puse în practică și cum mai multe instituții sunt, cum Universitatea din București prin Facultatea de Teologie Baptistă a avut un impact extraordinar, cum Institutul de Master din Statele Unite, TCM, a avut un impact, cum profesorii de la Institutul Teologic Baptist de grad universitar din București au avut un impact și continuă să aibă un impact în lumea musulmană prin colaborarea pe care o au cu Universitatea Divitia Grația. Și în capitolul acesta, în ultimul capitol, este o aplicare practică în baza cărora am putea să construim noi strategii să ducem vestea bună în Europa, la musulmanii care sunt astăzi în Europa, care au devenit de fapt o sperietoare pentru mulți. Musulmanii nu sunt de speriat, musulmanii trebuie să fie evangelizați, ei au nevoie să audă această veste bună a iertării, a eliberării și a siguranței salvării prin Iisus Hristos. Mulțumim mult pentru informațiile care le-ați adus în această zi, aceste clarificări doctrinare, dar în același timp și pentru informația legată de studiu pe care l-ați făcut, această carte care a apărut și este publicată în România. Cei care doriți să știți mai multe informații, vizitați site-ul Universității Divitia Grația, puteți să luați legătura cu domnul Mihai Malancea și vă poate da mai multe informații atât despre proiectele pe care dânsii le derulează în Asia Centrală, cât și despre această resursă foarte importantă pentru literatura creștină, literatura teologică română, și anume această paradigmă, carte despre paradigma misionară din Asia Centrală. Vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor celor care ne-ați urmărit și vreau să vă aduc aminte de adevărul fundamental pe care Sfânta Scriptură îl enunță, și anume, eu sunt învierea și viața. Iisus Hristos este învierea și viața și El este viu, este viu în vecii vecilor, este la dreapta lui Dumnezeu, da, se va întoarce, dar în învierea lui Iisus Hristos noi descoperim speranța și descoperim ceea ce ne așteaptă pe fiecare dintre noi atunci când îl urmăm pe Iisus Hristos. Vom păși pe același drum pe care El l-a deschis. Vom trece prin moarte, dar vom ajunge la viață, pentru că ne-am legat inima noastră, ne-am legat-o de Cel care este mântuirea și viața noastră, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Vă doresc tuturor o seară bună și să rămânem cu mereu cu aceeași afirmație pe buzele noastre, și anume, Hristos a înviat.